Ce îmbraci lucrurile, da? Uite, ăsta e transparent. Idee nu aveam că e așa de transparent și se văd țițile. Trebuie să porți tot. După aia ți intri în pământ de rușine. Mai intri în pământ de rușine că ai îmbrăcat ceva super transparent și nu ți-ai dat seama? Nu, pentru că nu e vorba despre transparent, netransparent. E vorba despre... nu e vorba despre rușine. E vorba despre transparent, netransparent. Să... se dă vălul la o parte, vezi mai bine. Știi ce zic? Nu-ți fă griji cum, ce, nu, chiar nu. Bun, acum, de ce am mai zis senzorii dinăuntru, îi lași să se upgrade-uie, restarteze dinăuntru tău spațiu. Primești, se despachetează acum, da? Primești focul, vandul magic, bețigașul magic, un fel de, da, toiagul magic. Citesc după aia ce scrie aici. Nu prea proiectez multe în afară. Dacă le proiectez, trebuie să se upgradeze. Sau le dizolv. Le proiectez ca să înțelegi că nu trebuia. Și acolo e ok. Știi? Acum când ai clearuit, vindecat, nu, aia... Da? Mâncarea numai bio, numai și îți dai seama ce înseamnă de fapt, da? Și unde ești și cum trebuie să fii, că ai nevoie și bun. Și de pe acum se lămurește aia da, aia ba, spațiu, înțelegi? După ce accepti și faci spațiu la tot ce s-a proiectat în amintirile tale care te iubesc, să zicem, aspirator, da? Care umblă, face dregeni. Îl lași să se proiecteze, să umble, să fie deștept, să-l pornești, ca să-ți dai seama, dar de ce? Dar mătură, poate că-ți place din când în când să mai faci curat, poate că-ți place și tu din senzorii tăi ai activat ceva în afară și ți-a luat culmea, nu ți-a luat din puterea ta. Asta e, nu dau din puterea mea o țâră și nu, ți-a luat din miros, pentru că e legat între ele. Tu ai zis să-mi fie mie mai ușor. Și ți-a luat din miros, din ceva ce era al tău, adu-ți aminte cu cine rezonează. Cum miroseam eu și simțeam mâncarea, de la, deschideam frigiderul, știam ce s-a stricat acolo sau ce trebuie, da? Spațiu. Și de la un timp, ioc, da? Ce ți s-a luat? Da, ți s-a luat... ți s-a luat din apă. Inner wisdom ți s-a luat, da, insight. Și reflection. Ți s-a luat din puterea apei ca și reflecție, ca și oglindă, să oglindești atacurile energetice. Tu înțelegi până unde ajunge dacă, lasă, domnule, să proiecteze, să facă copilul bani, să se bage, e deștept, e designează, da? IT, se bagă, uite ce faci. Uite, din neamul tău se ia din miros. Ce are una cu... Ei, înțelegi? Acum înțelegi. Drum bun. Înapoi în viitor, asta n-ai făcut. Nu în lumea ta. Cui îi place, da? Să nu aibă miros și să aibă un din ăsta care se rotește prin casă și face curat, aspirator deștept, să-și facă, nu? Acolo e. Bun. Acum, ce înseamnă să designezi și upgradezi mașina de tuns iarba. Dintr-o mașinuță de tuns iarba în super, nu știu ce, tractoraș, că și mie mi-a plăcut. Eu când am văzut, am zis, domnule, eu dacă mă mut la țară, îmi iau un tractoraș de, de tuns iarba. Da? Ca un motocoasă, motorcoasă, un fel de urci pe motorișcă, pe gen scooter micuț și brrrr, da? Asta ziceai. Și de ce să proiectezi așa când săritură cuantică și în paralel cu gândul se proiecta așa ceva și în paralel ți se arăta. Nu e a tău. E pentru altcineva în altă lume. Care ceva nu are. Nu are fantezia ta. Nu are mintea ta. Țucuți mintea. Țucuți mintea. Știi? Omul nu are. Și atunci își proiectează în lumea sa așa ceva și upgrade-ul. Tu în lumea ta ai fantezie, nu ești putoare, nu vrei să dezvolți. Aia e altă treabă.
în lumea ta ai fantezia. Ce faci? Direct bați palma cu pământul. Și zici, măi pământe dragă, măi dragă pământe, hai să ne înțelegem. Eu nu mai designez, proiectez, drag, știi ce, motocoase și din astea așa, nu mă bag în să-ți dau peste cap bio pământesc, pământescul din tine. Și tu pentru asta ce faci? Iarba care o crești ca să fie cosită, să fie curat frumos, o crești doar atât. La care pământul zice, nu, îmi pare rău, în programul meu e iarba atât să crească, nu atât. N-am ce să fac, gândește-te la altceva. Tu ce îi răspunzi? Ok, am nevoie atât să fie. Ce faci? Te uiți stânga-dreapta, vezi varianta căpșuni. Căpșunele cum cresc? Din una în alta își fac rădăcină, din una în alta își fac... Ți-a plăcut la nebunie ideea cu ani în urmă. Ce se întâmplă? Iarba în jurul tău care trebuie cosită, tunsă, își găsește creșterea ca și distanță așa, colcat. Colcat în doi. Și crește așa. Și doar câte un fir vezi covor verde, dar cumva culcat. Înțelegi? Fantezia. Lucrăm cu fantezia, așa ceva, înregistrarea aceasta minunată, o să apară în astea a copiilor. Nu contează că vine din mine sau din tine, tu te uiți acum înapoi în viitor, poate că tu ai designat, poate că eu, poate că neamul, da, ne tragem dintr-un neam unde a fost mintea deșteaptă și a făcut așa ceva, da? Miciurin, ăsta zi care altoia, rusul care altoia... zi. Fiecare în nația fiecăruia e cineva care se ocupa cu altoismul, cu altoi fructele, legumele, da? Verdeața, pământul în general, alchimii făcea. Asta era gluma deșucheată a altoiștilor. Cum a murit Miciurin, care a tot altoit una alta. A căzut de pe un căpșun. Îți dai seama ce căpșun mare a făcut? A căzut de pe el. Așa a murit, da, da. Vai, ce glume, cam... Ok. Asta zicând, ai răsturnat, ai înțeles unde ești, ai răsturnat Lavender. Ai răsturnat cuiva pe aer, da? De-aia omul tușește, îl apucă, da? Ce aveai și tu. La un moment dat mergeai pe stradă și te apuca tusea, te înnecai de fum și de n-aer, era bine, mersi, vară, frumos și tu aveai în gât, da? Se duce acolo de unde a venit, poate că a venit dintr-un cimitir de sub pământ, de la magii negri care se ocupau cu drag, știe ce înseamnă, că de acolo, drum bun. I-ai smuls de sub, de aici, i-ai smuls și ți-ai luat ție înapoi, rest, calm, positivity. Da? Lavender. Lemânțică. Aer, pe aer. Bun. Ce ai făcut câțiva ani în urmă? Ai sădit levanțica și cu ai tăi de-ai case, da. Da, acum te întorci înapoi. Nu contează că ai, ca mamă, ca tată, ai călcat strâmb și n-ai înțeles ce se întâmplă și ai dat peste cap familia. Nu contează că copiii tăi au dat peste ginerile, nora, n-a înțeles, a dat... Adu-ți aminte înapoi în viitor când ați sădit împreună ceva, să zicem, levanțica, căpșunicile, nu știu ce, ceapă, fiecare ce, un trandafir, ceva, da, bun. Când ați sădit levanțica, da? Ați cumpărat un fel de levanțică, ați cumpărat încă un fel de levanțică cu floricele albastre, cu floricele albe, cu floricele nu știu cum, nu știu ce. La un moment dat cineva dintre ai tăi, copilul sau nora sau ginerele, a venit și a sădit mentă, da? Ați alchimizat împreună și ce ai ieșit? Ți-ai pus mâinile în cap alaltă ieri când a plouat? Ai simțit miros de mentă în levanțică. Menta a preluat florile de la... Tu când ai tăiat, ai strâns roada de pe levanțică, ai tăiat florile. Menta a preluat florile levanțicii. Și menta a apărut cu flori albe de la levanțică.
și cu flori albastre. Și ai zis, ce e asta? Ce caută lemănțica între, îi, între mentă? Sau ce? S-a întâmplat chimia, s-a întâmplat alchimie. Da? Înapoi, în viitor, acolo ești. Tu te minunezi acum, de fapt, tu ești la începuturi și lumea din jur se minunează. Ce brici îți merge mintea. Da? Pentru că s-au dat peste cap energiile și era al tău ce era al tău. Înțelegi cum? Ca să nu mai fii în jertfă mod, ca să nu mai... Da, dragă doamnă, dar trebuie de împărțit între oameni să fii... N-ai cine împărțit, e scenariul tău. Ești tu în scenariul tău cu ce se întâmplă, da? Și accept sau nu să stai de povești. Și acum, la nivel de a sta cu omul, de a te saluta, pornești alchimie în lumea ta și a cuiva în scenariul tău și în scenariul altcuiva. Cum era cu levănțica și cu menta, exemplu. Umbli la relație acum, în paralel, se, da? Cum ți-e comod, cum îți place, da? Se relaxează, se transformă, se upgradează, asta zicând, ce ai făcut? Ai răsturnat cuiva? Bella donna. Apa. Ai tăiat apa. Șuvoiul apei care sparge, da? Desfă drumul, arată drumul, da? Marea când a fost împărțită în două ca să treacă lumea, da? Fii ăla aia, bun. Ai ieșit din iluzie, din capcane, din așa și ai băgat pe altcineva. Îi arăți drumul, așa, băgându-l în așa ceva. Înțelegând unde ești, acum omul înțelege. Înapoi în viitor face, ce mi-a făcut? Da? Și mai face un pas sau își dă seama cam cum merg lucrurile, înapoi în viitor zice, asta a fost, deci nu sunt acolo, nu, am trecut de, știi? Ai sărit, pentru că puntea a făcut altcineva și ți-a arătat și tu ai înțeles altfel, ai rezolvat pe alte căi altceva și varianta de capcană care trebuia să ți se, da? Un fel de să ținunde, nu știu ce, cineva, înțelegând acum și înregistrând, ți-a făcut o punte. Și tu ai trecut, asta era cu divin ești luat și mutat, tu idei nu ai prin ce puteai să treci, prin ce cacu dumacu. Pentru că ai înțeles niște lucruri, ai trecut prin... Da, asta zicând, ai răsturnat, ai tras de sub picioarele cuiva pământul, ai răsturnat natura... Energia masculină e răsturnat-o și abundans. Și omul e lipsit de așa ceva. E lipsit, ai ajuns în vibrații, ai ajuns la un nivel unde energetic, vibrațional, din tine lipsește în stânga și în dreapta omenirea de ceva pentru că are de trecut, îi pare ca și o capcană, are de trecut prin ceva, da? Și acum când auzi și simți de ceva, de o capcană, faci hai să văd. Hai să văd, numai atâta poți, ia să văd. Și vezi cum se rezolvă și cum se zice, bine că am mers pe drumul ăsta. Vai de noi, ce bine că am trecut prin așa ceva, da? Și ți se deschid automatic câteva drumuri, nu numai un drum. Și ai cheile de la mai multe portaluri. Înțelegi cum e? Drambani.